Slăvi să fie Domnul! Dacă vreți, ne ridicăm în picioare, vreau să citesc trei versete din Cartea 2 Corinteni, capitolul 4. De fapt, citim 6 versete, de la versetul 13, pagina în Biblie 1131. Însă, fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne învățășăm împreună cu voi. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru harul mare căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumiri despre slava lui Dumnezeu. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mulțumim Domnului că suntem iarăși împreună în casa de rugăciune. Vă mulțumim că m-ați acceptat și primit din nou. Mulțumesc și fratului predicator că am auzit că era programat un frate predicator care a renunțat în favoarea mea, nu-l cunosc, oricum Domnul să-l binecuvinteze. Iar acum aș vrea să ne aplecăm înspre cercetarea Sfintelor Scripturi. Frații mei, noi suntem credincioși. Ca să ne putem numi credincioși, trebuie să avem cel puțin două lucruri. În primul rând, trebuie să avem credincioșie, că nu se poate credincios fără credincioșie. În al doilea rând, trebuie să avem credință. Nu se poate credincios fără credință. Deci noi trebuie să avem credincioșie, care este o roadă a Duhului Sfânt, Galateni 5, 22 și 23, și trebuie să avem credință, care este un dar al Duhului Sfânt. Când tratăm credința însă, trebuie să știm un lucru. Există o credință la un nivel de bază pe care trebuie să-l aibă toți credincioșii. O credință mântuitoare, o credință zilnică, pe care, repet, trebuie să o avem toți. Când vorbim de darul credinței, e ceva mai mult, care l-au doar unii care l-au primit, darul credinței lucrează în mod spontan, se manifestă când vrea Dumnezeu și prin darul acesta se fac lucrări nemaipomenite. Dar un nivel de credință trebuie să-l avem toți. Tot așa e și cu darul cuvântului de cunoștință. Există un nivel de cunoștință care trebuie să-l aibă toți din adunare, dar ăsta nu-i darul vorbirii despre cunoștință, ci este o cunoștință care trebuie să o avem noi despre Dumnezeu, de Scriptură, de mântuire. Darul vorbirii despre cunoștință este mai mult, este un dar al Duhului Sfânt, este un dar supranatural. Revenim la credință. Noi trebuie să avem credincioșie și trebuie să avem credință. Atunci suntem credincioși. În seara asta mi-am propus să vorbesc ceva despre credință, pentru că credința aceasta are o mare valoare. În primul rând, noi suntem mântuiți prin credință. Amin. La ce ne folosește nouă credința? Păi ne folosește să ne mântuim sufletul, cel mai important lucru. În al doilea rând, prin credință, noi rezolvăm multe lucruri. Scăpăm de multe greutăți. Oamenii lui Dumnezeu din Evrei, capitolul 11, versetul 34-35, prin credință au cucerit cetăți, au stins puterea focului, au închis gura leilor, au scăpat de ascuțișul sabie, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștile vrășmașe. Toate lucrurile astea se fac prin credință. Doamne, dă-ne credință, amin? Deci credința ne mântuiește, credința lucrează în noi și prin noi aceste minuni, și credința creează o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Pentru că în Evrei 11 spunea acolo, și fără credință
Îi cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine vrea să fie plăcut lui Dumnezeu, trebuie să aibă credință. Amin? Să ne dea Domnul credința aceasta. Să știți că în călătoria sa pe pământ, Domnul Iisus n-a fost surprins aproape de nimic. El nu s-a mirat de orice lucru, așa ca ucenice. Treceau ucenice pe lângă templul lui Irod și au spus, Doamne, uite ce ziduri și ce pietre! Și Domnul nu-i impresionat de zidurile astea. El spune, adevărat, vă spun că nu va rămâne piatră pe piatră să nu fie dărâmată. Pe Domnul nu-l surprind clădirile noastre. Mi-a ajutat Domnul, am călătorit mult pe fața pământului, am văzut clădiri de o mare îndrăzneală, arhitecturi curioase, bijuterii realizate de oameni. Pe Domnul nu-l impresionez cu asta. Nici frumusețele naturii nu-l impresionează. Să vezi o stâncă prăvălată, să vezi o Niagara care cade în cascada aceea, nu-l impresionează pe Domnul, El le-a creat. El e creatorul, slavă Domnului! Când Hristos trecea prin Galileea, prin Iudeea, nu se lăsa surprins, nu se mira așa de orice ca noi. Și totuși au fost lucruri care l-au mirat pe Domnul. Odată vine un sutaș în Matei capitolul 8 și spune, vină la mine până acasă ca am un rob, slăbănoc, să chinuiește cumplit. Am să vin să-l tămăduiesc. Doamne, nu sunt vrenic să intri sub acoperământul meu. Zi-te, rog, numai o vorbă și robul tău va fi tămăduit. Că și eu sunt om sub stăpânire și am sub mine ostaș. Zic unuia, du-te și se duce, altuia vino și vine. Și robul meu a făcut tare lucru și îl face. Zi doar un cuvânt. Și Domnul spune că s-a mirat. Știți ce l-a mirat pe Domnul? Credința acestui sutaș. Vreți să-l surprindeți în seara asta cu ceva pe Domnul? O puteți face prin marea voastră credință. Cu unei femei i s-a spus, femeie, nu e îngăduit să iei pâinea de pe masa copilului și să o arunci la căței. Da, Doamne, dar și căței se satură din firmiturile căzute de la masa stăpânului. O, femeie, mare ți este credința. Așa-și dori ca biserica din Elim, acum în duminică după seara, să-i facă o surpriză la Domnul Iisus, printr-o credință mare, printr-o rugăciune cu credință, amin? Îi drept, l-o surprins și necredința. În Nazaret se mira de necredința lor. Fraților, spuneam că credința e de mare valoare și ne trebuie, e ceea ce îl surprinde în mod plăcut pe Domnul și credința trebuie exprimată. Că degeaba eu sunt o bombă plină cu credință, dar nu mi-o exprim niciodată în toată viața. E bine, când vorbim de formele de exprimare a credinței, am ales cel puțin două, de care aș vrea de una din ele să vorbesc în seara asta. Este o exprimare prin fapte. Căci credința fără fapte e moarte. Asta spunea Iacob, capitolul 2, versetul 18. Arată-mi tu credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Dar mai este o exprimare a credinței. O exprimare prin vorbă. Și am citit cuvântul care spunea așa. Am crezut și de aceea am vorbit. Credința are un limbaj special. Credința are vocabularul ei. Și în seara aceasta aș vrea să învățăm vocabularul acesta. Și să ne exprimăm credința noastră prin vorbă. Că în Roman 10:6 spune, nimeni să nu zică cine se va sui în cer, adică să-L coboare pe Hristos din cer. Sau cine va cobori în adânc, adică să-L scoale pe Hristos din morți. Dar iată cum vorbește neprihănirea care se capătă prin credință. Cuvântul este aproape de tine, e în inima ta, e în gura ta și acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Aș vrea în seara aceasta, dragii mei, aceasta să-mi fie tema. Limbajul credinței, exprimarea credinței noastre prin vorbe. Ieri, fratele Costicolaru, a fost cu el până la magazin și vorbea cu un neamț. Eu îți dea seama cu el, am fost colegi. Și am spus, măi Costică, tu când ai venit în Viena, știi un pic de germană, nicio boabă. Eu nu știu nici număr până la 4. Cred că până la 3 știu, dacă mă gândesc. Dar până la 4 nu mai știu. Și am spus, măi, cum ai învățat? Greu. Am luat un caiet și scriam
cuvintele în germană, cum se aud ele și ce înseamnă. Și învățam pe de rost în fiecare zi cuvinte, am mai făcut școală, m-am pus la punct cu gramatica și vorbesc cât de cât germană. Aș vrea în seara aceasta să învățăm o expresie doar, un cuvânt care face parte din vocabularul credinței, din limbajul credinței. Învățăm cuvântul ăsta și plecăm acasă cu el învățat. Duminică veți învăța poate altceva din limbajul acesta al credinței. Și știți care e expresia care am ales eu din Scriptură? O expresie cu o încărcătură mare de credință. Și când rostești expresia aceasta, parcă te umple de credință, vibrează. Și expresia e chiar dacă. Asta e expresia din care vreau să predic în seara asta. Chiar dacă, și o aplicăm, ca așa mi-am structurat eu predica din seara asta, în domenii diferite. Și am luat primul domeniu și vine un proroc puternic, un om al lui Dumnezeu, și exprimă vorba asta și zice el, chiar dacă. E vorba de un om care vine la adunare cu 100 de întrebări în cap, care se roagă amărât și numai nu înțelege ceva. Și începe Habacuc să se roage și spune, până când, Doamne? Dar până când? Vă nu m-ați rugat niciodată? Pentru ce, Doamne? Dar pentru ce, Doamne? Și iarăși pentru ce, Doamne? Și la un moment dat, Habacuc se oprește cu întrebările. Spune, m-am dus pe turnul meu de strajă ca să văd ce-mi va răspunde Domnul la plângerea care am făcut-o. Și Domnul mi-a vorbit. Asta facem noi la adunare. Venim cu multe întrebări. De ce, Doamne, până când, Doamne? Dar de ce numai eu, Doamne? Dar de ce așa? Și deodată nu ne mai lamentăm, nu ne mai plângem. Ne oprim și stăm înaintea lui Dumnezeu. Ne așezăm pe turn. Mi-ar fi plăcut grozav de mult și mă gândeam, eram ispitit într-un fel să vorbesc despre darul profeției. În ultima vreme vorbesc foarte mult despre darul de Duhului Sfânt. Care-i rolul și ce trebuie să facă prorocul? Să stea pe turnul lui. Și apoi Dumnezeu îi vorbește. În momentul când îi vorbește Dumnezeu, o metamorfoză ciudată se întâmplă în prorocul acesta. Nu mai are întrebări, nu mai are nelămuriri, nu mai are supărări, mai are o singură expresie din capitolul 3, versetul 17, care o spunem în seara asta. Și la plecarea din adunare, Habacuc spune așa, chiar dacă smochinul nu va înflori și vița nu-și va da rotul, chiar dacă va lipsi rodul măslinului și rodul de pe câmp, vor pieri oile în grajd și nu mai fi boi în staul, eu tot mă voi bucura în Domnul, în Dumnezeul mântuirii mele. Haideți în seara asta să luăm expresia aceasta cu o mare încărcătură de credință, expresia chiar dacă. Și să o aplicăm în domeniul material. Și acum noi vă spunem tuturora, bucuria mea în Domnul nu depinde de starea mea materială. Nu depinde de grâu și unde lemn. Nu, că spunea David în Psalmul 4, versetul 7, eu am în inima mea bucurie mai mare decât au ei când se mulțește rodul grâului și al vinului. Bucuria mea în Hristos, bucuria în Duhul Sfânt, bucuria mântuirii, nu depinde de salariul meu, nu depinde de mașina mea, nu depinde de diploma mea, nu depinde de chiria mea, e mai înaltă decât acestea, e peste toate acestea. Așa vorbește credința. M-am uitat la oamenii credințe care au folosit în domeniul material expresia aceasta, chiar dacă. Și am observat că ei au refuzat un câștig necinstit și nu s-au compromis. Dacă vreți să luăm pe Balaam, că au venit trimișii lui Balac, fiul lui Țipor, la Balaam, fiul lui Beor, și au spus, vino că îți dă cinste. Și știi ce spune Balaam? Chiar dacă mi-ai dat tot taurul din casa ta, eu nu voi spune decât ce va spune Domnul. Și dacă urmărim cuvântarea lui Balaam, niciodată el nu blasfemă. El nu blastemă. Până acolo că îl indignează într-un fel, îl mânie pe Balac și spune, eu te-am chemat să-l blastem și tu îl binecuvintezi. Și el spune, nu pot să blastem, ce nu blastemă Domnul. Mă, dacă nu-l blastem, măcar nu-l mai binecuvânta. Apoi el a pus o ispitire, știm numărul 25, da? Dar omul ăsta a refuzat un câștig. Sau hai alt exemplu. Îi răscoală mare în Israel. Cu capul acoperit de țărână și de sculți,
Într-o noapte, omul lui Dumnezeu, împăratul David, trece pe râul Cedron, fugărit de băiatul lui, de Absalom. O parte, marele preot cu feciorul, îl a răzmerit, se prezent. O parte din sfătuitori e cu Absalom și se duce o luptă mare. Și vine un om la împărat, la Ioab, fiul țerui, și spune căpetenie. L-am văzut pe Absalom cu părul încălcit într-un stejar, el a rămas pânzurat în părul lui și catârul a plecat. Și Ioab îi spune, de ce nu l-ai tăiat, mă? Ți-aș fi cântărit 10 sicli de argint și un brâu. Știi ce spune omul ăsta? Că nu-i dă numele Biblia. Chiar de mi-ai fi cântărit 1000 de sicli, eu nu puneam mâna pe fiul împăratului, că am auzit porunca care o dat-o împăratul, aveți milă de tânărul Absalom. Deci omul ăsta putea să aibă un câștig, să vină ca altă dată cu capul împăratului, să spună, uite ce am făcut. Dar omul ăsta spune, chiar de mi-ai dat 1000 de sicli, eu nu pun mâna. Oamenii lui Dumnezeu, care se bucură în Duhul Sfânt, care se bucură de mântuire, refuză orice compromis, refuză un câștig nesincer, n-au nevoie de îmbogățire, i-au nevoie de bucuria în Domnul. Să ne facă Domnul așa pe noi. Oamenii lui Dumnezeu, care pot să exprime formula aceasta, expresia care am amintit-o, chiar dacă, au știut întotdeauna să primească cu resemnare pierderile materiale. Vine un rob la bogatul Iov și spune, cămilile nu mai ai. Vine altul, măgare și măgărițele nu le mai ai. Vine altul, focul Domnului o ars oile. Vine altul și altul și altul. Exagerate pierderi materiale. Și se uită îngerii și demonii. Se uită raiul și iadul. Se uită Dumnezeu și satana la Iov. Iov sfâșie haina, spune, gol am venit în lumea aceasta și gol voi pleca de aici. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului fie binecuvântat. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu gura lui, pentru că oamenii lui Dumnezeu refuză un câștig mărșav, ei nu se compromit cu păcatul și acceptă cu resemnare pierderile materiale. Ei știu că mântuirea, că bucuria în Domnul îi dincolo de lucrurile pământești. Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu-și va da rodul, va lipsi rodul smăslinului și rodul de pe câmp, eu tot mă voi bucura în Domnul. Slăvit să fie Domnul! Am putea vorbi în seara asta așa? Am putea să ajungem cota asta a credinței și să ne exprimăm credința noastră prin formula aceasta, în domeniul lucrurilor materiale, chiar dacă în șomer, chiar dacă sărac. Am întâlnit, frații mei, sărăcia Lucie în câteva rânduri și Domnul spunea că e mai ferice să dai decât să primești. Când am vizitat biserica din Gahul, Republica Moldova, am plâns ca un copil și am trecut apoi în România fără niciun leu în buzunar. Am văzut sărăcia la ea acasă, sărăcie Lucie. Pentru prima dată, cred că în viața mea, am înțeles ce spunea Domnul Mântuitorul și Pavel Ria mai târziu, îi mai ferice să dai decât să primești. Spuneam de 2 săptămâni, povesteam fratele Ionel, am predicat la o mormântare în satul Gorbănești, din județul Botoșani, când la 55 de ani am îngropat un tată a 13 copii. Sărăcie Lucie! Nu putea să scoată mortul din casă, așa era o casă de prăpădită. Ei bine, dar vreau să vă spun că bucuria noastră în Domnul și fericirea noastră în Domnul e dincolo de lucrurile materiale. Chiar dacă sunt sărac, dar eu mă bucur în Domnul. Să ne ajute Domnul, amin? Și apoi spunea Pavel, în cuvântul care l-am citit, 2 Corinteni, capitolul 4, versetul cât 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Ce înțeleg eu de aici? Că există două lumi paralele. Ele coexistă, sunt în același timp. O lume a materiei la care noi ne raportăm cu cele 5 simțuri
și o lume a duhurilor pe care noi nu o putem percepe cu ochii de carne, expresia din Iov 10:4, da? Deci există o lume a materiei, amvonul ăsta e materie, adunarea asta e materie, trupul meu e materie, dar există o lume a spiritelor, Dumnezeu e Duh și nu-L vezi, îngerul Dumnezeu sunt duhuri și noi nu-i vedem așa. Ei bine, Pavel spunea că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, că trecătoare, aveți o adunare frumoasă. Mi-aduc aminte de când ați construit-o, am mai fost pe atunci în Viena. Am văzut, repet, clădiri extraordinare, am văzut mașini frumoase, am văzut casă frumoasă, am văzut haine frumoase, dar astea toate sunt condamnate, sunt amendate de Dumnezeu. Într-o zi acestea vor trece, frații mei. Spune Apocalipsa 6:12, parcă. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, îngerul pe cetea a șasea, s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut ca un sac de păr negru. Luna s-a făcut roșie ca sângere. Și stelele cădeau jos pe pământ ca smochinele verzi când sunt scuturate de un vânt puternic. Cerul s-a făcut ca un sul și nu s-a mai găsit loc pentru el. Și munții și ostroavele s-au mutat din locul lor. Și am văzut pe împărații pământului, căpetenii și domnii, alergând la stânci și zicând, cădeți peste noi. A venit ziua mâniei mielului, cine poate sta împotrivă? Asta va fi, frații mei, din Viena. Lucrurile acestea a evia se vor întâmpla. Lucrurile noastre, garajele noastre, casele noastre, mașinile noastre, mobila noastră, tot într-o zi va arde. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Credeți asta? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Amin? Frații mei, în seara asta aș vrea să vorbim prin credință. Noi am crezut, spune Pavel, de aceea am vorbit. Și credem următorul lucru, că dacă am fi săraci și foarte săraci, chiar dacă ducem o stare la limita existenței, noi tot ne putem bucura în Domnul. Să ne ajute Domnul, amin? Hai să luăm al doilea domeniu, că trece timpul. Și dacă tot am vorbit de Iov, m-am dus cu gândul la suferințele lui Iov de mai departe. La Iov, acela care avea o durere ce nu se poate descrie. Au venit trei prieteni la el. Niciunul din voi n-ar fi făcut asta. S-au aruncat cu fața la pământ, 7 zile nu au scos niciun cuvânt. Nu au avut bilete, nu au avut salariu, nu au avut servici, nu au avut familie, nu au avut grabă, nu au avut ceas. Când s-a uitat la Iov, care sta pe o grămadă de țărână, se scărpina cu un ciob, se rupea bubele de pe el, că Domnul Satana l-a lovit Iov 2:7 cu o bubă rea din creștet până în tâlp. Și omul ăsta se scărpina așa. Și omul ăsta, la un moment dat, începe să vorbească. Și folosește și el expresia aceasta și spune așa, chiar dacă mi s-ar prăpădi pielea și n-aș mai avea carne, dar înainte de a vorbi el spune, eu vreau cuvintele astea să fie scris într-o carte, citiți Iov capitolul 19. Și spune, nu, în carte nu-i bun. Aș vrea cuvintele astea să fie săpate în stâncă cu un priboi de fier cu plumb, chiar dacă mi-aș prăpădi pielea și n-aș mai avea carne. Eu știu că răscumpărătorul meu trăiește și se va arăta iarăși pe pământ. Ochii mei îl vor vedea și el va fi binevoitor față de mine. Sufletul meu tânjește de dorul acesta. Dacă spuneam că folosim expresia asta în domeniul material, într-un lucru greu, în sărăcia noastră, spunem că noi tot ne bucurăm în Domnul și când suntem săraci. Am ales al doilea domeniu mai greu ca primul, domeniul sănătății, sau dacă vreți, al îmbolnăvirilor noastre. Aruncat din societate, disprețuit de robi, ispitit și de nevastă sa, Iov mai are o nădejde că răscumpărătorul meu trăiește. Chiar dacă nu mai am carne, că nu mai avea piele el, piele era zgriată cu ciobul și plină de bume. Eu știu că răscumpărătorul meu trăiește, se va arăta iarăși pe pământ. Tu știi asta, dragul meu? Spuneam Psalmul 23, versetul 4, David, chiar dacă ar fi, că folosim expresia chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrii morții, nu mă tem. Ai tu credința aceasta?
că noi trecem prin valea umbrii morții și statisticile sunt crude. Toți oamenii care se nasc, toți mor acum, nimeni nu scapă. Dar dincolo de boală, dincolo de suferință, dincolo de moarte, e o întâlnire cu răscumpărătorul nostru. Eu am nădejdea aceasta, o am și eu, că într-o zi ochii mei îl vor vedea. Răscumpărătorul meu trăiește, se va arăta pe pământ și când se va uita la mine, va fi binevoitor. Ai tu credința aceasta, dragul meu? Oamenii lui Dumnezeu, credincioși, au renunțat la anumite favoruri. Scrie în Evrei capitolul 11, versetul 35, femeile lor și-au primit înapoi pe morții lor înviați. Unii fiindcă voiau să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea ce li se făgăduia și au fost chinuiți, tăiați în două ferăstrău, au suferit bătăi, bajocuri, lanțuri, închisoare. Oamenii ăștia puteau la un moment dat să facă un compromis, să primească o izbăvire și o renunța la asta. O spus, noi vrem o înviere frumoasă, noi vrem o înviere mai bună, noi vrem o întâlnire cu Hristos mai glorioasă. Au renunțat, unii au renunțat la câștigul lor, alții au renunțat la izbăvirea lor. Hai să citim încă un verset. Fapte capitolul 5, e vorba acolo de doi ucenici ai Domnului Iisus, să citim versetul cât 40 parcă, și 41, hai să găsim întâi cuvântul. Ei au ascultat de el, de Gamaliel, soborul, și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele. I-au oprit să vorbească numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învrednicit să fie bajocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi în templu și acasă nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Oamenii ăștia puteau să scape de suferință. C-au venit cei din sobor și le-au tras o mamă de bătaie, i-au biciuit, i-au bătut cu nuiele și le-au spus, gata băi cu Evanghelia, gata cu pocăința, gata cu numele ăsta. Și ei puteau să spui cât am suferit noi, fraților, ce bătăi am luat noi, nu mai vine să predic. Dar Petru și Ioan nu au făcut așa. Când au scăpat de acolo bătuți, ei s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru Hristos. Poate v-am povestit. La noi s-a pocăit o tânără dintr-o familie de ortodoxi. A fost prigonită, s-a ținut de adunare și s-a căsătorit și în căsătorită cu familie. După 13 ani s-a pocăit sora ei, studentă, dar acum prigoana mai mare, că între timp doi frați de corp de-a lor au terminat teologia ortodoxă și se slujesc ca preoți. Cea mai mare Mihaela, a doua Ionela. Și Ionela era într-o duminică în zi de post. Noi și duminica trecută am avut zi de post cu toată adunarea. Când n-avem nunț, postim de dimineață până seara, rugăciuni, cântări, mulțumiri către Dumnezeu. Și o sună mamă să-i dă un mesaj. Să vii până acasă, Ionela. Dar ea spune, eu nu plec din ziua de post. Mă duc de seară când se termină. Și când pleacă acasă, o ia și pe soră, s-a măritat acum. Și spune, hai cu mine tu până la mama. Și acum îmi povestește Ionela. Frate Dragoș, când am ajuns acolo, când a intrat fratele meu și a început să mă bat îmbrăcat în haine preoțești, m-a bătut, m-a trântit cu capul de perete, m-a înjurat. Și sora mea mai mare, Mihaela, a spus, gata, băi, omori sora ta, gata. Și ăla se repede la sursa și îi trage o palmă. Și eu întreba, și ce a făcut Mihaela? Mihaela a spus, fratele meu, te rog mai dă-mi o palmă pe obrazul ăsta. Și fratele și eu mai trage o palmă. Și am întrebat, și ce a spus Mihaela? O strâns pumnii și a spus, Doamne, îți mulțumesc că pot să sufăr pentru tine. În seara aceea Ionela a fost scosă de acasă, s-a măritat și ea cu un băiat din Bosanci, n-a ieșit mireasă din casa părintească, o ieșit de la altcineva, îi căsătorită, îi binecuvântată de Domnul. Eu mă uit la oamenii ăștia care au suferit, mă uit la Petru și Ioan bătuți cu nuiele, mă uit la Pavel, care din pricina descoperirii a avut un țăpuș,
Mă uit la Pavel când spune de atâtea, de 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost broșcat cu pietre, o zi și o noapte în adâncul mării, adesea îmi primește, adesea foame, pe râu, printre frați mincinoși, printre tâlhari, ăstea frații noștri cu care vor fi în cer la masă. Ei puteau să refuze suferința, dar n-au făcut-o de dragul Domnului. Și ei au spus, chiar dacă mi se prăpădește pielea, chiar dacă nu mai am carne, chiar dacă sunt bolnav, eu tot cred că răscumpărătorul meu vine, mă întâlnesc cu el și îmi va fi binevoitor. Slăvit să fie Domnul! Așa câteodată compar credința acestor oameni. Compar credința fratelui Savu Iacoban, un om rău și bătăuș, care s-a pocăit în satul Cașbana și era un model de pocăință și care, electrician fiind, s-a suit pe un stâlp în fața restaurantului să schimbi becul. Și doi spune, Savu s-a pocăit, dar calcă-l tu pe bătături și apuți arată el pocăință. Și unul din bețim, când coboară Savu de pe stâlp, se duce la el și spune, băi Savu, te-ai pocăit? Da. Ia uite asta și trage un pălmoi. Savu se înroșește tot, se uite la el și îi spune, te rog frumos, mai dă-mi o palmă. Și ăla mi-a dat o palmă și pleacă în restaurant. Și îmi spune, ia fratele Savu, după un an de zile omul ăla intră în adunare și în ușa adunării spune, Savule, palmele cele două nu mă lasă să dorm de un an. Tu ești om pocăit și s-o pocăit și al doilea. Mă gândesc la oamenii ăștia, mă gândesc la fata asta. Mă gândesc la Petru și Ioan, atâta suferință. Și mă gândesc la mine. Îmi spune prezbiterul la fata mea să-ți iei fusta o leacă mai lungă. Și eu îi dau telefon. Ce ai, mă, cu fata mea? Tu pe-a ta n-o vezi? Nu sunt de astea la Viena, ci bine că nu sunt. Unul a primit cu bucurie răpirea averului, Evrei, capitolul 10, versetul 34. Și unii nu suportă nicio mustrare, nicio învățătură, niciun cuvânt n-ai voie să-i spui în adunare. Și ei sunt frații noștri, o fi odată cu ei. Doamne ajută-ne! Dar știți ce mai întâi? Doamne ajută-ne să ne pocăim. Amin? În domeniul acesta al sănătății, sau dacă vreți al bolii, trebuie să vorbim prin credință, chiar dacă. Eu tot cred că Domnul mă vindecă, fraților. Mi-aduc aminte de un frate, trăiește, are aproape 80 de ani. În anii tinereții lui are un copil bolnav de astmă, n-are aer, moare. Și se duce la fratele Arcadie Lăsăreanu la Pârtești. Frate, îmi moare copilul, roagă-te pentru el. Și fratele Arcadie se uită, spune, n-am știu dacă moare ce. Și așa se supără, ăsta e proroc, e omul lui Dumnezeu. Și nu-i mai spune nimic. Moșul ia coasa în spate și grebla se duce în grădină. Dar el spune, lasă că vine, asta mi-a povestit fratele în cauză, lasă că vine Ionică Lăsăreanu și el e proroc și el e prezbiter și cu el e mai tânăr, mă înțeleg. Și stă cu copilul pe prismă și copilul când se moară, când se trăiască, când se face albastru, când respiră. Și vine Ionică acasă cu geanta în mână, băi frate Ionică, roagă-te pentru copilul ăsta că moare. Și Ionică îi spune, nașa, dacă moare ce? Și el atunci, băi, nu se poate, nu erau mobile pe atunci. Oamenii ăștia nu au fost înțeles. Ăsta e un răspuns de la Domnul. Și spune, dacă moare, moare, frate. Băi, dacă moare, nu te lești de pocăință? Nu mă lăs, cum să mă lăs? Și strigă, tată, hai să ne rugăm, că el oricum nu se lasă de pocăință. Frații mei, chiar dacă voi avea diabet și mai departe, și voi face dializă, și voi avea ulcer, și voi avea hepatită, eu tot mă bucur în Domnul. Că bucuria mea în Domnul e dincolo de trupul meu. Bucuria mea e dincolo de boala mea. Numai să nu fie o boală sufletească. Că dacă omul de afară se trece, că se trece, fraților, omul de afară se trece, dar omul dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Slavă Domnului! Amin? Poți în seara aceasta, în domeniul acesta al sănătății, să folosești expresia chiar dacă. Chiar dacă rămân bolnav, chiar dacă soția mi-a rămas bolnavă acasă, chiar dacă Domnul nu mă vindecă, eu tot rămân credincios. Că boala într-o zi s-o sfârși. În cer n-or fi diabetici, n-or fi canceroși, n-or fi cu hepatită, vom fi ca îngerii, slăviți să fie Domnul. Hai să rostim iarăși expresia lui Iov.
chiar dacă mi se prăpădește pielea și chiar dacă nu mai am carne, eu știu că răscumpărătorul meu trăiește, că la urmă se va arăta pe pământ, că va fi binevoitor față de mine și sufletul meu deja tânjește de dor după întâlnirea asta. Amin? Învățăm expresia credințe, limbajul credințe, o expresie, chiar dacă. Și am folosit două domenii, domeniul material al sărăciei și unul mai greu, al bolilor și neputințe. Și al treilea am ales eu unul mai greu și oamenii lui Dumnezeu și acolo au spus chiar dacă. Hai să vedem care e ăla mai greu. Citim în Mica, capitolul 7, un cuvânt, o rostire pe care o face prorocul și în versetul 8. Nu te bucura de mine, vrășmașă, că chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Chiar dacă stau în întuneric, Domnul este lumina mea. Asta e mai grea ca primele două. E greu în sărăcie, e greu în boală, dar e mai greu în cădere. Și hai să citim versetul dinainte și de după. Versetul 7. Eu însă voi privi spre Domnul. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeu mântuirii mele. Dumnezeu meu mă va asculta. Voi suferi mânia Domnului că am păcătuit împotriva Lui, până ce El îmi va face dreptate. El mă va scoate la lumină și voi privi dreptatea Lui. Spunea omului Dumnezeu aici, chiar dacă am căzut, nu te bucura, vrăjmașule, eu iarăși mă scol. O căzut careva în adunarea din Viena. Este unul care a căzut în vreun fel, Galateni 6, chiar dacă am căzut deodată, asta e o întâmplare. Sau Evrei 10:26, dacă păcătuim cu voia, asta e o păcătuire mai gravă. Dar eu spun tuturor în seara aceasta, dacă este unul căzut, spune așa ca mine, chiar dacă am căzut, eu mă voi scula iarăși. Și nu mă voi scula mâine, mă voi scula acum, duminică după amiază în adunare. Este careva care a căzut? Nu vorbesc de până la urmă de căderea în păcat aceea. Că eu întotdeauna când vorbesc de cădere, am două repere, de unde ai căzut și până unde ai căzut. Sunt unii care cad de foarte la mică înălțime. Ei n-au trecut pe scara aceea din Evrei 6 pe toate treptele. El a căzut din nou, de unde să cadă, l-a să ridică ușor. Dar când a căzut unul mai de sus, ăla-i mai greu. Și depinde până unde ai căzut. Că poți să fii căzut până în adâncime de satane. Fratele Octav a fost în America. Americanii plecau la lucru și pe el îl lăsa programat. Frate Octav, la 9 vine un tânăr, la 11 vine o familie, la 3 vin doi frați să se roage pentru el. Și vine un tânăr și spune, frate, vreau să faci o rugăciune pentru mine. Și se roagă și fratele vede în drept cu tânărul ăsta o stea mare pe cer. Și când a căzut cu viteză, a intrat până în adâncimea pământului. Și i-a spus Duhul Sfânt, adâncimele satane. Se ridică și spune, băi, băiete, ce cu tine, băi? Dar ce, frate, ce ai văzut? Uite ce am văzut! Ai fost o steancă din tinereța ta și ai căzut până în adâncimele pământului. Frate, la mine în casă, mama a fost prorociță, s-a făcut stăruință și rugăciuni. Eu de tânăr am primit un dar de prorocie și am prorocit. Am venit în America și am căzut. Am căzut cu o bere, am căzut cu o țigară, am căzut cu o femeie, am căzut cu droguri. Am ajuns un gangster din ăsta mare, aveam locotenență mea, dar n-aveam liniște, n-aveam pace. Într-o zi mi-am înșelat gărzile mele de corp și am fugit. Am 7 operații estetice, cânt într-o fanfară, mă tem să nu mă prindă. Întreabă-l pe Domnul, mă prind, mă omoară? Și fratele a spus, nu te prind și nu te omoară oamenii, că Dumnezeu nu le îngăduie. Și întreabă tânărul, dar eu din adâncimile satane ce fac? La mine e o problemă de unde ai căzut și până unde ai căzut. Dar nu vorbesc acum de mântuire. Eu întotdeauna am spus, un predicator n-are voie să spună să predice două lucruri. N-are voie să spună unui păcătos că tu nu mai ești iertat niciodată. N-are voie. Că Domnul Iisus ținea odată două rânduri de chei. Și la un rând de chei, Matei 16, spus Petru, ți-i dau cheile împărăției. Dar în Apocalipsa 1:18 spune, eu țin cheile morții
și a locuințe morțile. Cheile iadului nu le-a dat lui dragul Scriitor, nici lui Vlasul, nici lui Ciupi, nici la un apostol măcar, ala le ține el, că mă prindea odată mânios pe mine și vă băgam în iad. Dar nu sunt eu acolo. Eu pot să vă chem la pocăință, eu pot să vă chem la împărăție. Veniți la Domnul să strig prin Evanghelie. Am cheile împărăție, haidem cu toți la pocăință. Nu pot să spun unui om, nu mai ești iertat niciodată. Nici nu pot să spun al doilea lucru. Du-te și păcătuiește că Domnul te iartă. Nici asta n-am voie să-l spun. Și acum mă întorc la expresia folosită de Mica din capitolul 7, versetul 8. Nu te bucura, vrășmașo, că chiar dacă am căzut, iarăși mă voi ridica. Eu vreau ca Duhul Sfânt să vă ridice în seara asta pe toți aceia căzuți. Știu să fac deosebire între slujire și mântuire. Asta o știu. Că odată ce sare, aș pierde gustul, că am mai întâlnit și din ăștia căzuți care vin o lună în adunare și vor pus în slujbă după aceea. Dar îi spun, măi omule, odată ce sare, aș-o pierdut gustul, cum îl mai capăt înapoi? Tu te plângeți păcatul și mântuiește sufletul și Doamne ajută. Dar aș vrea să vorbesc, dacă îmi permiteți, de căderi mai ușoare. Romanii 11:25, frații mei, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israelul de acum a căzut într-o împietrire. Mai ați căzut o dată într-o împietrire? Ați căzut? La noi în Bucovina, în fiecare lună, se face un sfat cu toți slujitorii. Într-o vineri seara, sfat de rugăciune, de regulă rugăciune, și acum stratează câte un subiect. Și la penultimul sfat se ridică fratele Vasile Iacoban de la Cajvan, era la Dornești, și a spus, fraților, eu am o adunare greu de condus, greu de mulțumit, că n-am o nuntă așa negociez ca parcă sunt la tarabă în piață. Să nu vii cu unghiile făcute, să nu vii așa, dacă îl chem pe cutare. Și măi, oameni buni, priveci, înmormântări, pe ger, pe ploaie, pe vânt, nu lipsesc odată la adunare, slujesc și la urmă comentarii. Dar de ce ai spus vorba asta de fata mea? Dar ce-o însemnat când ai spus? Și spune, îți bătrân, nu mai am somn, m-am trezit la 4 dimineața și am spus, păi, eu de băut nu bem, de fumat nu fumez, de divorțat eu nu-s divorțat, lasă ca să fac și eu cum faceți voi. Renunț, nu mai conduc adunarea, vin odată pe lună, stau așa să spun, n-ați făcut bine cum ați făcut, lasă că fac și eu ca voi. Și m-am dus și am făcut o rugăciune și am deschis Biblia. Și n-am citit niciodată versetul acela, dreptul nostru la cel preanalt și dreptatea noastră la Dumnezeu. Și a început omul să plângă, că am venit fraților să spun că eu mai merg înainte, nu renunț. Eu mai țin conducător, că dreptul nu-i la adunare, aprecierile nu sunt la membrii biserice, răsplata noastră e la Dumnezeu. Dar o cădere în împietrire este. Este că și eu atâtea ori am căzut, de atâtea ori am vrut să mă retrag, de atâtea ori m-am retras. Am fost păstor și mi-am dat demisia, am spus, mi-ajunge, mai conduceți voi adunarea asta. Și îi spuneam la nevastă, măi, mă sună o grămadă de bolnavi din toată țara, cu depresie, stăpâniți de diavolul, aproape în fiecare seară la rugăciune, hohotesc în plâns, les totul, mă duc, unger cu un dilem. Oamenii își rezolvă problema, după aia vezi fiecare cu afacerea lui, fiecare cu prietenii lui, acum ați la mălini, acum ați la grătar, acum ați la cacica la ștrand, și-o rezolva problema. Pe tine mai că te-ar saluta, mai că nu te-ar saluta, dar tu ești în altă luptă, tu ești în alt război, tu ești în altă încleștare. Și apare împietrire, așa spus, dar eu nu pot face ca voi? Credeți că eu nu pot sta pe bancă să comentez? Și am văzut, frați, predicator împietriți, și păstor împietriți, și cântăreți împietriți, și dirijori împietriți, și-o căzut într-o împietrire. Hai să spunem în seara asta o vorbă. Nu te bucura, vrășmașule, că chiar dacă am căzut într-o împietrire, iarăși mă voi scula. Eu vreau în seara asta să mă ridic iară. Doamne, ajută-mă la aceasta! Și apoi vine Biblia și spune prin Galateni că dacă nu vom cădea de oboseală, vom secera. Și am văzut și oameni obosiți, oameni care spun, nu mai pot, măi, nu mai pot. Dar iarăși ne ridicăm, există o cădere în petrire, există o cădere de obosară. Dar eu le spun la toți obosiți de aici, de la Viena, haide să mai mergem înainte, hai să mai cântăm, hai să mai venim la repetiții, la cor.
și la fanfară, hai să mai venim la studiu, hai să mai venim la stăruință, hai să mergem înainte cu pocăința, Doamne ajută-ne! Ați obosit odată, ați căzut de oboseală, ați căzut într-o împietrire, ați avut o cădere sau alta, nu te bucura, vrăjmașule, nu te bucura. Chiar dacă am căzut, iarăși mă voi ridica, și nu mâine, și nu duminica următoare. Alți au căzut și numai eu cina, alți au căzut și n-au relații bune cu frații lor, și aici sunt probleme la voi în adunare. Dar nu rezolv mâine problema, eu problema mi-o rezolv azi. Eu am avut o problemă cu un păstor, că Dumnezeu m-a trecut prin multe încercări. Și m-am dus la el acasă și am spus, măi omule, dacă nu ne împăcăm acum, avem timp o veșnicie în iad, amândoi tot să dăm mâna. Dar de ce nu ne-am împăcat acum? De ce n-am fi frați? De ce n-am fi slujitori amândoi? De ce nu o putem face? Și am făcut totul și m-am împăcat și trăiesc în pace cu toți. Tu chiar nu poți? Chiar așa orgoli, chiar așa pretenții, chiar atâta dreptate ai și stai în împietrirea ce a căzut, stai în oboseala ta căzut, stai în ispitirea ta căzut. Doamne, ridică-ne în seara asta, amin? Doresc ca Domnul să ne dea credință. Dragii mei, timpul trece. O situație grea, sărăcia. O situație mai grea, boala. Una mai grea, căderea. Și în toate astea noi spunem așa, chiar dacă, dar noi nu rămânem acolo. Și haide să, scurt, vorbesc de o a patra situație. Un chip de 66 de coți înalt de aur, poate mii, sute de mii, poate milioane de oameni, în Valea Dura, să închină la chipul acela. Cântă fanfara și tăți vezi pe burt în colp. Hanania, Mișael și Azaria rămân așa. Și fug oamenii la împărat și au spus, sunt trei tineri, veniți din Israel, n-ascultă de porunca ta. Păi ia veniți încoace. Mă, voi în adins sau chiar n-ați auzit? Ce cu voi? În adins nu vă închinați? Împărate, asupra celor de mai sus, n-avem nevoie să-ți răspundem. Noi nu ne închinăm chipului tău. Da? Că Dumnezeul nostru poate să ne scape. Și Dumnezeul nostru ne scapă. Și? Chiar dacă nu ne scapă, nu ne închinăm. Noi nu ne închinăm chipului tău. Încingeți cuptorul de 7 ori mai tare. Aruncă ăia ca oamenii care i-au aruncat, s-au prălit, o ars. Și la un moment dat se apropie împăratul de gura cuptorului și strigă, n-am aruncat noi trei oameni, da împărate, eu văd patru. Și cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Hristos era în cuptorul din Dura, Hristos e și cu tine în cuptor când trece. El știe necazul, El știe durerea, dar noi nu capitulăm, noi nu ne dăm bătuți. În primejdile acestea ale naturii, chiar dacă ar lua valurile mări, da? Psalmul 46, Psalmul 32, chiar dacă s-ar ridica valurile mări, chiar de la cocoperia apele, primejdii de la oameni, noi nu ne temem, fraților. Noi în toate astea avem o singură expresie, Dumnezeu poate să ne scapă. Și dacă nu ne scapă, nu e nicio problemă, noi tot pocăiți rămânem. Amin? Doamne ajută-ne la aceasta! Am vrut să vorbesc ceva de valoarea credinței și de exprimarea ei. Și am vrut să vorbesc nu de exprimarea prin fapte, de care tot mai vorbim, ci de exprimarea prin vorbe. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, noi am crezut, de aceea am vorbit. Și din limbajul credinței am învățat în seara asta o expresie. Voi care ați învățat limba în germană, învățați și limba credinței. Duceți-vă acasă cu expresia asta. Rugați-vă acum când se face rugăciunea, punctând mereu această expresie, în sărăcie și în boală, în cădere și în primejdie de moarte. Chiar dacă sunt astea, noi tot rămânem credincioși, ne bucurăm de Dumnezeu, de mântuire și ne bucurăm în Duhul Sfânt. Amin.